Autoritățile din țara noastră pregătesc a doua etapă a campaniei de vaccinare împotriva noului coronavirus, etapă în care va fi imunizată populația cu vârsta peste 65 de ani, persoanele cu risc ridicat la contactarea virusului și lucrătorii care desfășoară activități în domenii esențiale. Vâlcenii de la sate culeg informațiile despre vaccin de pe unde apucă, fie că este vorba despre televizor, ori despre medicul de familie, pentru a putea lua o decizie. Nu sunt hotărâtă încă, eu am o ciroză hepatică și nu știu dacă e benefic. Sunt trei medicul. Încă n-am stat de vorbă. Am înțeles, dar așa aveți încredere în el, în acest vaccin? Așa am, așa avem încredere, dar dacă zice că nu, deci nu pot să-l fac fără... Dar, de exemplu, familia dumneavoastră se vaccinează? Bănuiesc că da, copiii am auzit că da. Da. Deci aveți încredere așa, da, în vaccin? Da, da, da. Vă e frică de acest virus? Nu mi-e frică, că... Până la urmă, ce e frica aia se întâmplă, ori dă-l faci, ori dă-l nu faci, poate nu mor de el, poate mor de altceva. Vaccinul veți face? Nu. De ce? Nu aveți încredere în el? Nu. Deci sunt foarte informat, am citit foarte mult și știu despre ce e vorba și obligatoriu vreau să mă vaccinez. Știți să aveți și toată de familia, și toți din familia mea să vaccinez. Știți să aveți de făcut unde vă înscrie și ați luat legătura cu cineva? Centru va fi la Budești. Da. Eu de acolo sunt în Budești, aici doar îmi desfășor activitatea. Și sigur, mergem toți să ne vaccinăm. Aveți încredere, credeți că va ajuta cu ceva acest vaccin? Nu prea cred că mă ne ajută. Cred că nici măsulețea nu prea ne ajută să ne știu să mă reprezintă. Cred eu după mine. În prezent, înscrierile pentru vaccinare se fac doar pentru prima etapă, care vizează personalul medical. Însă Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 a transmis că s-ar putea ca etapa a doua să înceapă după 15 ianuarie.